Manifestările dedicate zilelor Clubului Copiilor s-au încheiat astăzi printr-o competiție de Kwankido intitulată Cupa Copiilor, organizată în parteneriat cu Clubul Bao, la care au participat 70 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Competiția a avut loc la Sala Sporturilor din Roman. Astăzi este ultima zi din cadrul zilelor Clubului Copiilor Roman și totodată astăzi am organizat împreună și în parteneriat cu Clubul Bao o surpriză pentru copiii de la cercul de Kwankido de la Clubul Copiilor Roman. Având în vedere și faptul că a fost și ziua lor, le transmit la mulți ani, iar domnul profesor Vieru Florinel, coordonatorul acestui cerc, a propus și eu am fost de acord să organizăm o competiție surpriză pentru copilașii de la cercul de Kwankido. Participă în jur de 70 de copii într-o competiție intitulată Cupa Copiilor Kwankido. Este o cupă organizată în colaborare cu Clubul Copiilor din Roma și mulțumim domnului director Ilie Boloca și Clubului Copiilor pentru această colaborare. Este o competiție puțin altfel, o competiție la care participă copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Particularitatea acestei competiții constă în faptul că copiii s-au pregătit singuri, fiecare și-a pregătit proba de concurs. Noi, instructorii, doar i-am îndrumat, dacă a fost cazul. Lucrul acesta i-a mobilizat și iată că au reușit să se ridice la un nivel destul de bun, spunem noi. Copiii vor fi medaliați, vor fi cupe pentru locurile întâi, vor fi diplome, atât diplome pentru participanți, cât și diplome de premiere, propriu-zis, pentru cei care vor fi pe podium.